Acest program conține plasare de produse. Dragi telespectatori, într-o ediție frumoasă a emisiunii Aducător de Bucurie, emisiune ce intră în casele dumneavoastră cu foarte multe subiecte frumoase, la care găsim răspunsul întotdeauna de la părintele Emilian Prodan, căruia îi spun bine ne-am reîntâlnit. Bine v-am regăsit. Mulțumim, părinte, că de fiecare dată acceptați invitația noastră, abordăm așa teme frumoase în cadrul emisiunii și vreau să vă mai spun încă de la început, știu că poate nu vă place să vă laud în cadrul emisiunii, însă la toate evenimentele la care particip, deseori oamenii vă transmit salutări și urmăresc această emisiune. Mulțumesc! Ne-am gândit astăzi să vorbim dacă există sau nu viață după moarte. Mai exact, există viață dincolo de moarte, părinte? Este foarte interesant subiectul și sper ca cei care urmăresc această emisiune să învețe câteva lucruri pe care n-au de unde le cunoaște sau poate nu le-au experimentat, pentru că se vorbesc în termenii noștri populari să se vorbește prea puțin despre acest lucru. Viața de după moarte, vor spune scepticii, că nu o știe nimeni, că n-a venit nimeni de dincolo de moarte să spună cum este. Aș vrea să-i contrazic, pentru că Biblia, Sfânta Scriptură, ne confirmă faptul că dincolo de moarte există bucurie sau suferință. Bucuria este în veșnicie și o numim rai, suferința este în veșnicie și o numim iad. Dacă astăzi, de exemplu, suferi, te-ai tăiat la o mână, te-a supărat cineva și ești trist, știi că peste o zi, două, trei, cinci, îți va trece. Imaginați-vă ce înseamnă veșnicia. Când spui veșnic, este ireparabil. De aceea, viața de după moarte este, de fapt, dar sau pedeapsă pentru cei care au știut să-și respecte darul pe pământ, să-și iubească viața sau și-au bătut joc de ea. Dacă ar fi să discutăm la concret, oare câți dintre oamenii de astăzi nu-și bat joc de viața lor? Dar ce este mai trist și mai grav, că își bat joc de sufletul lor. Ori sufletul tău, atunci când este trist, întreaga ființă a ta suferă. Și când sufletul este trist, omul intră într-un cont de umbră care naște suferințe ale minții, pe care medicina le numește anxietate sau depresie, ale trupului, pe care medicina le numește derapaje, dereglaje și primele semne pe care le dă organismul atunci când este bolnav, sunt durerile de spate, de cap, de inimă, de picioare și așa mai departe. Să știți că viața este frumoasă pentru că ea este de fapt legătura dintre naștere și mormânt. Însă ceea ce se întâmplă dincolo de materie, unde trupul tău este așezat în pământ, pentru că din pământ a fost făcut, și mă refer în cazurile fire și normale, cu excepția celor care cer să li se incinereze trupul. Un mare păcat, de care ar fi trebuit să vorbească mai mult biserica prin preoții săi, pentru că aceasta este o încălcare flagrantă a unei porunci divine: din pământ ai fost născut și în pământ te vei întoarce. Iar sufletele care au parte de o asemenea suferință de a le fi ars trupul, nu vreți să știți ce se întâmplă după. Și mă veți întreba de unde știți, părinte, și vă spun că avem confirmări și discuții cu persoanele care și-au incinerat părinții, rudele, și mi-au mărturisit că trăiesc o traumă a fiecărei zi, pentru că au semne, li se arată în vis cei care au plecat și ceartă, sau, cu excepția unora care au dorit în mod expres
să nu fie înhumați sau înmormântați creștinește, astăzi sufletele lor ard într-un iad al suferinței, subliniez, veșnice. Ar întreba foarte mulți de ce totuși ar fi acest păcat, poate, dacă sufletul e cel care merge în rai sau nu. Și cât de important este să păstrăm o legătură chiar și cu cei care au trecut în neființă? Se formează un câmp magnetic, părinte? Legătura cu cei care au trecut în neființă trebuie păstrată permanent. Există, de altfel, slujba de parastas. Parastazie vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă respect și prețuire, pe care îl acorzi persoanei care nu mai este lângă tine și care a plecat din viața ta. Omul care a plecat din viața ta, indiferent cum se numește, că e mamă, că e tată, că e fiu sau fiică, lasă în urmă amintiri. Acestea, din păcate sau din fericire, sunt cărțile care vorbesc despre noi atunci când nu mai suntem. Pentru că dacă persoana pe care tu o prețuiești sau ai prețuit-o în timpul vieții și poate ai prețuit-o mai puțin în timpul vieții, dar o regreți după, vine în prezentul minții tale prin amintirile pe care le-a lăsat. Și dacă acestea au fost frumoase, o vei regreta. Și avem tendința, mai ales la mormântări, noi preoții să spunem, a fost un om bun. A fost un om care i-a ajutat pe alții și atunci multe lacrimi se scurg din ochii noștri pentru că ne amintim de bucuria care ne era adusă, de garanția zâmbetului și frumusețea cuvintelor pe care acel om le rostea, dându-ne nouă curaj. Și amintirile frumoase se spune că sunt raiul din care nu ne izgonește nimeni niciodată. Însă sunt foarte mulți oameni care nasc amintiri urâte, nasc monștri, prin felul în care se comportă, prin răutatea, viclenia și modul lor de a fi. Și aceștia n-au cum să se bucure de ceea ce se numește răsplată divină, pentru că în legile Universului, de care nimeni n-a vorbit și nimeni n-a scris concret, ce se întâmplă cu viața dincolo de moarte și ce se întâmplă de altfel cu cei care pleacă dincolo de moarte, din viață și trec în moarte. Sufletele lor nu pierd. Sufletele lor vor merge în lumină sau în întuneric și repet și repet, bucuria va fi veșnică și suferința va fi la fel. Și mi-amintesc de ceea ce spunea părintele Arsenie Boca când explica maicilor și celor care erau de față și l-ascultau cu mult interes, când explica că raiul și iadul încep de pe pământ și când explica faptul că omul care are patimi, dacă are o patimă, băutura, setea de băutură îl determină pe acesta să recurgă la tot felul de metode. Sunt oameni care își vând din casă obiecte ca să aibă bani, să-și cumpere băutură și să-și stingă acest foc necurat și această patimă care îi stăpânește mintea. La fel există oameni care pentru țigări, care pentru a-și satisface pentru un moment. Avem aceste explicații și sper să nu se supere cei care mă ascultă, că dacă nu fumez, nu mă liniștesc. Trebuie neapărat să iau o țigară să fumez, că m-am enervat. Nu tu te-ai enervat. Cel necurat care stăpânește mintea s-a agitat și te-a agitat pe tine că nu și-a atins obiectivul pe care și l-a propus zilnic să te otrăvească cu ceea ce ulterior te va ucide. Și nu mai vorbim de droguri. Sunt spline și este trist. Pline spitalele, începând de la Obreja, spitalele de psihiatrie, de tineri, adolescenți, care procură droguri, iarbă și tot felul de tâmpenii și care ajung să sufere și să-și aducă părinților atât de multe jigniri și suferințe, încât parcă s-a declanșat jihadul și părinții nu mai înțeleg nimic ce pot să facă pentru a-i salva sau a-i ajuta.
Aceste patimi, teoretic, conduc ființa noastră spre un iad al suferinței permanente, dar nu numai al nostru, a celor care suntem pătimași, ci și a celor de lângă noi care vor suferi și care se vor afla în suferință. Ceea ce voi spune azi, ar fi bine să rețină părinții, că cei care au patimi, începând de la fumat, băut, droguri și alte patimi ascunse și vicii, nu vreau să... dar cred că vor înțelege cei care iubesc prea mult și nu e cazul. Toate aceste patimi și păcate se răsfrâng asupra copiilor și într-una din zile, la bătrânețe, își vor aminti de ceea ce ne-a spus astăzi la televizor, pentru că patimile sunt câmpuri de energie atât de puternice care rămân în eter și care se revarsă asupra copiilor sau legăturii cu care tu ai cea mai strânsă conexiune sau conectare. Și eu nu cred că există o conexiune sau o conectare mai mare decât între cea de la mamă și copil sau de la tată și fiu. Și atunci te întreb de ce oare copiii mei sunt la rândul lor pătimași, au nefericire, aduc nefericire în viața lor. Și iată cum iadul a început încă din tinerețe, pentru că te-ai integrat în el, îl trăiești după a doua parte a vieții la bătrânețe, pentru că odrazi la ochilor tăi, iubirea vieții tale, în care ai investit timp și bani, nopți albe, nu te respectă și este oglindă de fapt a ceea ce erai cândva. Ce se întâmplă după moarte? Mulți dintre părinți au trecut la Domnul triști, că și-au lăsat copiii fără un rost. Mulți dintre cei care au plecat dincolo și au părăsit această lume, poate n-au dorit atât de devreme. Au plecat cu un of și cu o neîmplinire a faptului că nu și-au atins obiectivele. Și să știți că acele suflete sunt într-o mare suferință și într-o continuă suferință pe care ele încearcă să o stingă. Cum? Nu știu dacă știu sau nu cei care ne ascultă. Suferința celor din cealaltă lume poate fi stinsă de noi prin rugăciunile, parastasele, pomana pe care o dai pentru sufletul celui pe care l-ai pierdut. Vă spun din proprie experiență, și eu mi-am pierdut de curând tatăl. Aș da orice să-l ierte Dumnezeu. Aș da orice să-l am. Dar de fiecare dată când dau o pomană, când fac un gest și aduc o bucurie sufletului unui om necăjit sau amărât sau unuia care are nevoie de mine, îi dau acel dar și spun să fie de sufletul celui care a plecat, a tatălui meu, spre bucuria sa. Este foarte important să poți face pomeni, mai ales că ne apropiem de o zi importantă, Sâmbăta Morților, să poți ajuta prin gesturile tale benevole și milostive să mai dai un câmp de lumină sufletelor care așteaptă și care sunt chemate la masa bucuriei prin jertfa pe care tu o faci, ajutându-i pe alții. Dacă tot vorbim de acest lucru, nu știu dacă e cea mai pertinentă întrebarea mea, dar sunt și eu curioasă, părinte, cât de important este tot pentru sufletul nostru să dăruim o icoană sau o candelă unui om? Poate nu intenționează să o achiziționeze și cât de importantă este această dăruire? Este pertinentă pentru că eu cred în ideea că întrebările nu sunt puse întâmplător, lăsând deoparte ideile preconcepute ale unora care sună la un număr de telefon și aud și comandă prin cei care se ocupă de vânzarea lor o icoană. Cei care au astfel de temeri și stres că cineva se îmbogățește, să nu o mai facă. Îi rog frumos să se abțină. Oamenii curați la inimă niciodată nu vor cântări valoarea banilor, pentru că dacă vor cântări, vor rămâne săraci. Să țină minte asta. Fii cu inima deschisă, cu sufletul bun și o icoană, așa cum ați spus, o poți dărui ca jertfă și mai ales, nu numai ca jertfă, dar o poți dărui de pomană unui alt om care are nevoie de ajutor
spunând să fie de sufletul celor pe care eu îi pomenesc la parastas sau îi pomenesc pentru a li se ierta lor păcatele. Știți ce se întâmplă în acel moment? Se stabilește o conexiune nevăzută, de o vibrație foarte înaltă între el și univers, univers care transmite sufletului pierdut mesajul către Sfânt. Și acel mesaj sună cam așa: a plecat, Doamne, acel om de la Tine, din această viață, păcătos, dar Te rog prin sufletul, Te rog prin puterea Sfântului, mă iertați, sau a Sfintei care a primit un dar pentru el, să fie păzit. Să știți că Sfinții au grijă nu numai de cei vii, Sfinții au grijă și de cei adormiți, pentru că cei adormiți în Domnul sunt acolo și își așteaptă judecata, sau poate au fost judecați, și la judecata lor li se cântăresc faptele bune și cele rele. Dar dacă la judecata ta, înaintea lui Dumnezeu, un sfânt pe care tu l-ai primit în dar de la cei din lumea reală, lumea pe care noi o vorbim, este prezent acolo și spune: Doamne, acasă acest om a fost iubit de copiii lui, a fost iubit de cei dragi ai lui. Acasă, Doamne, a lăsat multă iubire, dragoste și durere când a plecat. Milostivește-Te de sufletul lui și îl ajută. Și acest sfânt, indiferent cum se numește, Pangratie, Emidio, Cecilia, Agnia, Dimitrie și așa mai departe, că sunt o grămadă de sfinți, mii în cer, noi vă vorbim de cei pe care îi știm și îi facem cunoscuți, devin avocații noștri în ceruri. Și vă spun și vă îndemn să vă luați un sfânt protector, indiferent care ar fi, pentru că sfântul pe care tu ți-l alegi îți va deveni ocrotitor și ajutător al îngerului tău păzitor să te mențină în echilibru. Oamenii au mintea foarte virusată de informații care îi conduc spre păcate grele și spre dezechilibru și dezechilibru. Aceste informații greșite care sunt transmise de multe ori prin intermediul Facebook, Twitter, Instagram, etc., sunt de fapt agățături pe care cel necurat le transmite minții ca pe tine să te scoată din starea de normalitate. N-are nicio legătură ceea ce spun cu tema emisiunii, dar vreau doar ca să exemplific cât de mare și cât de dezvoltat a ajuns păcatul swingerilor. Poate cei care ne ascultă, cei de la, nu înțeleg, oamenii mai în vârstă, că swingereala înseamnă schimb de soții, adică te duci cu nevasta și ți-o schimbi cu alta și bărbatul la fel. Asta înseamnă, și oamenii cred că e ceva normal. Vă puteți imagina cât de jos și cât de josnic a putut ajunge gândirea omenirii și cât de mari sunt păcatele care se produc astăzi, ca să nu mai vorbesc de cei care au amante cu barbă. Și aici poate se vor simți mulți dintre cei care ne ascultă. Adică nu mai e bună femeia, ne căutăm bărbați să ne satisfacă plăcerile. Este grav și este păcat care nu poate fi iertat. Păcatul acesta nu se iartă. Și aceste păcate sunt grele, le primești pe pământ și oricât de mult s-ar strădui unii să te scape, nu știu care ar fi rețeta la astfel de păcate, dar nici nu vreau să vorbesc despre ele, că aș minti pe cei care ne ascultă. Aș vrea să mai aducem puțin în discuție această, nu propunere, discuția pe care am avut-o puțin mai devreme vis-a-vis de sfinți și importanța dăruirii unei icoane, însă înainte de asta vreau să le reamintesc numărul de afișat pe ecran telespectatorilor noștri: 0312 0318 242000, apel cu tarif normal, în cazul în care, iată, poate și doriți să dăruiți o astfel de icoană persoanelor dragi din viața dumneavoastră.
Părinte, dacă tot vorbeam despre viața după moarte și dumneavoastră ați spus încă de la începutul emisiunii că în prezent nu se prea discută despre acest aspect și că foarte mulți ar spune că nu s-a întors nimeni de acolo să ne spună cum e. De ce totuși nu se insistă pe acest subiect? Ca oamenii să perceapă sau să fie introduși cu adevărat în această lume divină, în credință și să creadă cu tărie? Avem exemplu pildei regăsite în Sfânta Scriptură cu bogatul și săracul Lazar, care relatează dialogul dintre bogatul, cel care a ajuns în iad, în suferință, și care îl ruga pe Dumnezeu să îl trimită pe Lazar înapoi și să spună ca frații lui și familia lui să nu mai facă atâtea rele ca să nu ajungă și ei în aceeași suferință care îl ardeau. O picătură de apă cerea doar ca să-i stingă focul și nu îi se putea da. Și răspunsul era că la un moment dat între noi și voi este o prăpastie atât de mare, adică între iad și rai este o prăpastie atât de mare în care nu se poate trece. Oamenii râd, nu înțeleg. Dar cei care râd și nu înțeleg și sunt sceptici și sunt comentatori cu ghilimele, care se amuză, îi rog să-mi răspundă la un singur test sau întrebare. De ce atunci când te doare capul, când te dor mâinile, picioarele, găsești imediat alifii, unguente, dar când te doare sufletul, de ce nu te poți trata? Eu nu cred că dintre toți ăștia care râd și sunt așa zeflemiști și comentează ca la meteo, n-au trecut vreodată printr-o suferință care să-i fi pus puțin în genunchi, să-i fi îngenunchiat. Suferința sufletească, dragilor, nu poate fi tratată cu pastile. Chiar dacă sunt psihotrope, după 5 ore ți-a trecut amorțeala și revii la suferință. Ți-amintești de fapt ce suferi. Ce se întâmplă? Suferința sufletului poate fi tratată prin puterea rugăciunii, prin puterea sfinților, puterea lui Dumnezeu și nu numai, poate fi tratată prin gândirea pe care trebuie să ți-o reechilibrezi. Pentru că noi vorbim de echilibru. Știți câți oameni sunt dezechilibrați? Vă cruciți. Dezechilibrarea sau dezaxarea sunt cuvinte care sunt asemănătoare, dar pe care mulți dintre noi, din păcate, le moștenim ca o chestie de normalitate. Sunt oameni dezaxați care cred că dacă fac ceva, fac bine și de fapt fac rău. Să te ferească Dumnezeu să ai de-a face cu un dezaxat care crede că făcând ceva face bine, dar de fapt îl distruge. Și mă refer la oamenii care fac rău, voit sau nevoit, sau care, prin excesul lor de zel, pentru că le-a dat Dumnezeu o funcție sau au o legitimație în buzunar, cred că ei sunt mai presus de o rânduire, mai presus de ordinea divină și pot pedepsi că așa au ei interesul. Aș vrea să știți, privind în sfera aceasta de activitate, că un număr remarcabil de instituții trec astăzi prin această suferință ce le este adusă ca o pedeapsă pentru excesul de zel sau greșelile făcute atunci când au adus suferințe prin deciziile lor. Copii în suferință, oameni singuri, divorțați, fără niciun drum concret. Și vreau să le expun celor care astăzi ne ascultă că viața este scurtă. Cine are impresia că viața e lungă și că putem profita la nesfârșit, astăzi e Crăciunul, mâine e vara și iarăși e Crăciunul. Da, mai grav e, părinte, dacă există o astfel de situație, cum ați zis, de oamenii divorțați, oare pentru cei care, nu știu, căsnicire, din care rezultă și minori, nu există și acele rămușcări că poate o problemă nu tocmai plăcută sau benefică poate să străpungă sufletelele acelea mici de copii? Acești oameni n-au simțiri. Consider, repet, că ceea ce fac e normal. Tocmai că, nefiind atenți la suferința altora, vor ajunge în iadul suferinței de care vorbim.
de viața de dincolo de moarte. Pentru că nu există gest sau faptă pe care tu ai făcut-o rea să nu fie pedepsită. Să țineți minte lucrul ăsta. Sunt oameni care plâng că și-au pierdut totul. Și eu vă spun, dacă nu ți-ai pierdut sănătatea și mintea, n-ai pierdut nimic. Restul poți să faci de la zero. Sănătatea, mintea și înțelepciunea sunt cele mai de preț daruri pe care ți le-a dat Dumnezeu și cu care tu poți să-ți construiești raiul în care trăiești sau să-ți construiești iadul în care de altfel vei trăi și după moarte. Din păcate, acești oameni sunt cumva nocivi și pentru cei care duc o viață sănătoasă și în credință. Sunt nocivi pentru că acești oameni încep totul cu nu. Nu pot, n-am cum. N-am bani. Spune că n-am bani. Napoleon niciodată n-a folosit cuvântul nu. Și a fost totuși un cuceritor și un învingător, dacă îi citim istoria vieții. Pentru că cuvântul nu te conectează la o vibrație atât de joasă încât nu numai că te blochează pe tine și îți blochează telomerii. Telomerii sunt antenele acelea cu care te, ca la furnică, știți? Ea simte când cineva vrea să o omoare și fuge. Telomerii ți se blochează din această neputință de a-ți depăși propria convingere că nu poți, că nu reușești, că n-ai cum. Și mai mult decât atât, ce este la fel de important, faptul că atunci când rostești acest cuvânt, n-am cum, nu reușesc, de fapt singur ți-ai condamnat corpul tău fizic și mintea la o suferință ce va urma nu astăzi, la 5 zile. Să țineți minte ceea ce spun astăzi, trăiesc peste 5 zile. Deci, dacă acum spun nu pot, peste 5 zile nu mai pot. Dacă spun m-am blocat, peste 5 zile chiar m-am blocat. Pentru că ele se transmit și până sunt receptate, paratransmise în univers, retransmise în receptori, în astea 5 zile, omul, când a confirmat că nu poate, de fapt s-a blocat singur șansa și existența. Ce înseamnă optimism? Optimismul este cel care confirmă prezentul. Și aici mă adresez și celor care sunt bolnavi. La ce te ajută că te văicărești, că te doare? Știu că te doare. Dar credeți că vă vindecați dacă te văicărești? Nu, spune sunt sănătos. Și există psihologi care confirmă afirmațiile pe care eu vi le fac și care vin și spun, rostește de 5 ori, de 10 ori pe zi afirmația, sunt sănătos, sunt bine, nu mă mai doare nimic. Fă lucrul acesta o lună de zile și vei vedea că miraculos ți s-a întâmplat ceva. Corpul tău s-a transformat în învingător. Receptorii și mesajul pe care l-ai transmis spre univers este unul real, iar tu ai devenit din om bolnav un om sănătos, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul sfinților și dacă mai ai și un sfânt care te ajută la această convingere a ta, ești deja un om, pot să zic, fericit și bucuros. De ce? Pentru că tu n-ai acceptat că poți fi învins. Ar fi bine pentru înțelesul celor care ne urmăresc să traducă ideea de viață și ideea de moarte, Părinte. Ce trebuie să facem cu adevărat în viață pentru ca la trecerea neființă să păstrăm o legătură frumoasă cu cei care rămân pe pământ? Viața este, repet, un dar pe care ți l-a dat Dumnezeu. Depinde de noi cum știm să-l trăim, cum știm să-l prețuim și ce știm face cu acest dar. Imaginați-vă că sunt oameni care au trăit viața degeaba. S-au trezit oameni în vârstă și privind în urmă nu știu ce să spună. Dacă au făcut sau nu ceva minunat. Nu vreau să se simtă nimeni stingerit sau stânjenit de ceea ce spun. Însă viața este o provocare până la urmă. Oamenii care reușesc în viață sunt aceia care cred în primul rând în ei și înainte de toate, sigur, în Dumnezeu. Nihil sine Deo. Acum vor veni mulți să ne spună ce facem cu ateii. Să știți că și ateii cred într-o forță a Universului pe care ei nu o definesc, nu vor să spună cuvântul Dumnezeu, dar până la urmă este important să reții că în viață
ai obligația majoră de a nu fi rău. Răutatea este pom al tuturor fără de legilor. La ce mă ajută că îmi dai bani, că ești milostiv, faci donații și după aceea vii și îmi scoți ochii și mă bârfești pe la colțuri. Ți-ai anulat toate calitățile. La ce mă ajută că m-ai ajutat, fac pleonasm, că mi-ai dat cândva ceva și după câteva luni mi-ai scos ochii și îmi ceri înapoi. Au fost multe situații de genul acesta. Toate acestea sunt un conglomerat de fapte, de succese sau insuccese pe care noi le parcurgem prin parcursul vieții și de care nu știm să ne bucurăm. Știți de ce? Pentru că omul, în loc să se bucure de darul pe care l-a dat Dumnezeu, întotdeauna caută altceva. Caută să-i bucure pe alții. Pe alții care nu merită, din păcate, și ca ulterior să-și strânească frustrarea și dezamăgirea că, uite, l-am ajutat și mi-a întors spatele. Ca să-ți respecti darul lui Dumnezeu înseamnă să ai grijă de tine, ca ulterior să poți avea grijă de alții. Eu am întâlnit, în schimb, oameni care au avut grijă de alții și au mai avut mai puțin grijă de ei. Și un om care nu are grijă de tine câtă vreme ești în viață, crezi că după ce vei muri și va mai aminti cineva să-ți aprindă o floare sau să-ți facă o pomană? Nu. Poate ziua mormântării astăzi. Mă credeți că sunt copii care nu și-au mai pomenit părinții? Îi întreb la spovedanie. Un parastas pentru mama și tata, cred că de 20 de ani am mai făcut, de 10 ani. Cum poți să faci asta? Adică chiar așa uiți că tu dacă acești doi, aceste două suflete n-ar fi fost, nici tu nu erai? Ca să nu mai zic că respectul față de părinții deja e un fel de noutate, nu noutate, un fel de mare cinste. Adică dacă e la mare căutare. Părinții nu sunt respectați, sunt uitați de noi, pentru că noi suntem stăpâniți de duhul bogăției, de duhul grijii de multe. Deci există o rugăciune, mai ales în post, duhul stăpânirii de bogăție și a grijii de multe, nu mi-l da mie, Doamne. Este rugăciunea lui Andrei Criteanu. Deci nu-mi da mie duhul grijii de multe. Grijile îmbătrânesc. Ne privim în oglindă și după aceea căutăm specialiști în estetică să ne repare ridurile și să ne îndrepte de altfel fața care s-a zbârcit. Nu pentru că a vrut Dumnezeu, din cauza grijilor, ca să nu vă mai zic vopselele de păr. Costă, dragii mei, dacă nu v-ați fi stresat așa de mult și dacă n-ați fi avut atât de multe griji, poate astăzi părul vostru nu era atât de grizonat. Veți spune, am îmbătrânit. Toți îmbătrânim. Este important să îmbătrânești frumos sau să te auto-mutilezi obligându-te să-ți îmbătrânească corpul și, repet, să devii din om frumos un om, să zic, trist, un om care se stinge și devine o umbră a ceea ce era odată. Eu vă dau dreptate, părinte, cu ce spuneți, numai că trebuie să completez și eu sunt un om care întotdeauna orice lucruri trec prin suflet, prin minte și suflet. Da. Și mă consumă oricât de mic ar fi. Poate pentru că nu am învățat foarte bine să reacționez. Trebuie să ne mai și protejăm. Ce-ar fi să mă consum și eu la toate expunerile pe care le aud de la oameni? Știți cât? Dar oare nu ține de fiecare așa cum vin a fost? Vin oameni care cu sutele și îmi povestesc viața și plâng și se tânguie. Eu sunt un om empatic, empatizez cu suferințelor, dacă le-aș reține toate acestea, cred că astăzi ar trebui să am 100 de ani la fizic, la față, pentru că toate acestea apasă, te îngreunează. Dragii mei, eu nu vă învăț acum să nu mai aveți grijă de durerile altora. Eu vă învăț doar să-i ajutați și să aveți grijă de voi și de sufletul vostru. Iar atunci când ai făcut o faptă bună, să nu o regreți. Dacă ai pierdut niște bani ajutând pe cineva, să nu regreți. Că banii aceștia, dacă nu i-ai fi dat acolo, i-ai fi plătit la medici, să-ți răscumperi
sănătatea sau, știu eu, alte daruri pe care ți le-a dat Dumnezeu și le-ai pierdut fără să fii atent. Cu privire la viața de după moarte, parastasele sunt foarte importante. Parastasele se fac după moarte, după cel care l-am înhumat la 7 zile sau la 9 zile, după aceea la 1 lună, la 3 luni, la 6 luni, la 1 an și după fiecare cum simte. Și încercați, dragilor, să respectați aceste rânduieli, pentru că acestea nu numai că vă ajută pe voi, că vă împacă sufletește, că ați făcut într-adevăr, ați făcut un lucru minunat și ați adus o jertfă, ci îi împacă și pe cei care, repet, au plecat din această lume, poate nu și-au terminat povestea vieții, mai aveau multe să vă ofere, să vă spună, dar viața a fost cruntă și dură și a luat dintre noi. Nu pot decât să îi încurajez pe cei care au această gândire de a-și pomeni pe cei adormiți. Atunci când scrii un acatist, să-i scrii și pe cei adormiți. Dacă ați observat în pomelnicele pe care le dați la biserică, există niște hârtii unde scrie vii și adormiți. N-am văzut decât vii scriși, adormiți mai puțin. Oamenii spun, păi nu, că adormiții trebuie să-i scriem separat. E bine să-i scrii separat, e adevărat. Dar dacă scrii vii, fă și un pomelnic de adormiți. Pentru că atunci când te pomenește Părintele la altar, atunci când îți strigă numele tău pentru sănătate, pentru fericire, pentru împlinirea dorințelor, pentru reușită, așa trebuie să strige și numele celor care au fost cu parte cândva din viața ta, care te-au iubit și te-au prețuit. Revin la ceea ce spuneam, poate pentru cei care au deschis mai târziu televizorul, a da o icoană de suflet pentru sufletul unuia dintre cei dragi care au plecat, înseamnă a asigura celui adormit pomenirea lui veșnică, pentru că sfinții nu rămân dator și ca un sfânt să te pomenească veșnic în cer este o mare bucurie. De aceea, când folosim cuvântul veșnic, și vă spuneam de Părintele Arsenie că iadul și raiul începe aici și că patima pe care omul o are, beția, se stinge cu un alcool. Veșnicia și suferința pe care o va avea când va pleca dincolo, că acolo va dori din nou să bea sufletului și nu va avea cine să-i dea și atunci suferința lui va fi veșnică. Cuvântul veșnic te înspăimântă doar când te gândești că ceea ce este veșnic este pentru totdeauna. Și atunci, iată cum mijlocitorul în ceruri, indiferent cine ar fi, ajutător în alungarea duhurilor rele, Sfântul Pangratie sau Sfântul Păzitor al Caselor la Calamități sau Sfânta Cecilia, Sfânta Agnia, Vindecătoarea de Boli și alți sfinți, acești mari sfinți de care n-ați auzit, dar vi-am prezentat și vi-am făcut cunoscuți, ajung să devină mărturisitori în ceruri și ajung să devină nu numai mărturisitori în ceruri, dar și, să țineți minte ce vă spun, rugători pentru sufletele care au plecat la Domnul, pentru a crea conexiunea și legătura între ceea ce vroia cel care a plecat, cel decedat, și ceea ce vrea să-i comunice celui care este în viață. Știți că ne întrebăm de multe ori, oare ce ar fi vrut tata să-i fac pomană? Sau ce ar fi plăcut mamei să dau de pomană sau să fac pentru ca ea să fie liniștită acolo? Părinții noștri acolo unde sunt, dacă au plecat de aici și au fost rugători de Dumnezeu, se roagă în continuare pentru noi. Sufletele lor sunt într-o continuă conexiune cu vibrația și cu sufletul nostru și veghează. Am auzit deseori de la persoanele care și-au pierdut persoanele dragi ale lor, cum că nu mai avea ce să facă aici pe pământ, dar cu siguranță mă va ajuta mai mult de acolo de unde e. Așa este. A spus și Părintele Arsenie și Părintele Ioan, au spus aceste lucruri. Eu chiar dacă voi pleca, de acolo de unde voi fi, vă voi ajuta la fel de mult ca și atunci când v-am ajutat pe pământ. Din păcate, unde greșim? Noi nu știm să prețuim
oamenii valoroși câtă vreme sunt în viață și sunt vii. Așa probabil și eu mă simt uneori neprețuit și mă simt de multe ori poate neconfortabil când unii confrați slujitori vorbesc de rău de mine. Cu siguranță, când nu voi mai fi, atunci voi fi probabil căutat și își vor aminti cei care astăzi mă iubesc și mă adulează de faptul că au avut bucuria de a ne întâlni. Dar până acolo mai este, că eu am promis și promit celor care ne ascultă la 100 de ani, că atunci când ajung la vârsta de 100 de ani să-i chem la aniversare. Însă ce este important să știm, că sfinții devin liant între noi și cei cărora le dăruim un dar, iar sfinții devin pozitori. Și m-aș referi și la părinții care au copii cu necazuri, cu suferințe, dați-le în dar o icoană, chiar dacă ei vor râde, o vor arunca. Sfântul din acel moment va deveni mijlocitor al rugăciunilor voastre înaintea lui Dumnezeu și veți vedea, dragilor, că cei care v-ați rugat unui sfânt, indiferent cum se numește, să vă păzească copilul și i-ați dat în dar o icoană, acel copil, după un anumit timp, o anumită vreme, își va schimba modul de gândire și va fi altfel. Aș vrea ca să nu încheiem totuși această emisiune fără să rostim și o rugăciune. O rugăciune pe care am rostit-o de fiecare dată mai de mult în alte emisiuni. O rugăciune pe care o înălțăm către Dumnezeu Tatăl nostru cel Ceresc. Și această rugăciune să fie rostită de cei care o ascultă acum împreună cu noi. Și împreună cu noi să rostească această rugăciune spunându-și fiecare suflet dorința pe care o are pentru a fi împlinită. Vă așteptăm cu drag la Bisericuța din Lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera. Pentru câteva zile au mai rămas aici moaștele Sfintei Cecilia, care vor fi duse ulterior la gherla, la paraclisul care îi poartă numele. Și iată că prin timpul pe care vi-l veți acorda vouă, vă veți întâlni cu trei sfinți minunați ce sunt astăzi prezenți în biserica care o prețuiește și o poartă pe Maica Domnului în sufletele voastre, Sfânta Cecilia, Sfânta Agnea și Sfântul Pangratie. Vă așteptăm cu drag, vă așteptăm cu drag și de sărbătorile acestea mari și acum vă invit să ne rugăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim, Părinte, și pentru această rugăciune și pentru faptul că ne-ați elucidat așa nouă celor care poate nu cunoșteam cu adevărat răspunsul la ceea ce semnifică viața sau moartea și cum va fi când vom trece neființă. Vă mulțumim și pentru prezența distinsă în această emisiune Aducători de Bucurie și să ne revedem cu bine. Doamne ajută, numai bine. Mulțumim, Părinte, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc că de fiecare dată urmăriți această emisiune. Să nu uitați că celelalte ediții le puteți găsi pe canalul de YouTube Aducători de Bucurie. Eu vă doresc o seară liniștită, cu pace și iubire multă. Pe curând! Acest program a conținut plasare de produse. Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu. Sfântul Mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului.
Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 0318 242 000. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a vă păstra bucuria în suflet și a o dărui celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți pot schimba viața. Sacroterapia, enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei sale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră prezentă și viitoare și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șanse celor care caută să le primească? Nimic nu este întâmplător. Nici întâlnirea cu părintele Emilian, prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0318 242 000.